Suntem pe data de 3 martie 2024 și avem și un mic cules această dată. Un mic cules de la Salcie. Temperaturile ridicate au făcut ca salcia să înflorească și albinele aduc polen. Pe lângă polen trebuie menționat că salcia secretă și un pic de nectar, iar acest lucru face ca albinele să fie foarte bine entuziasmate de acest lucru. Aceste colonii sunt un pic mai slăbuțe. Dar fiecare participă cu bucurie la acest mic cules. Vin foarte bine cu polen. Fiindcă am schimbat orientarea canalului, trebuie să menționez că stupina se află în zona munților Carpați, în interiorul arcului carpatic. Aici să deschidem un pic mai tare. Așa. Și aici zboară albinele. Foarte bine. Este un pic de mizerie prin stupină, fiindcă încă nu am făcut curățenie, dar săptămâna care urmează facem și curățenie. Și aici zboară foarte bine. De acum putem sta liniștiți în privința hranei, fiindcă albinele tinere au eclozat și vor putea trimite cât mai multe albine la cules. Aceasta este o colonie mai puternică și intră aproape la fiecare secundă polen pe urdiniș. Albinele când vin cu polen, prima dată se așează pe urdiniș, pe plăcuța de zbor, pe care vor intra în stup. Iar albinele care pleacă coboară pe peretele de sus al stupului și vor ieși prin partea superioară a urdinișului. Astfel, albinele nu se încurcă una pe cealaltă. Bun, cam atât am vrut să prezint pe ziua de azi. Primul cules pe acest an 2024. Până data viitoare, numai bine!